Bună ziua! Bună ziua! Suntem iarăși... bine ați venit la un nou vlog, așa. Și minciuni. Paște fericit. Nu mai e Paște când intră vlogul ăsta, gata. Noi... e Vinerea Mare astăzi. Da, e Vinerea Mare. Și avem zi liberă, bineînțeles, ca multă lume. Și am venit pe străzile cu capitale iarăși, unde am mai fost recent, știu, dar am ratat o stradă și niște copaci de pe strada asta și niște case. Așa că ne mai plimbăm puțin pe aici și vrem să filmăm ceva și să facem niște materiale pentru Instagram, niște poze, niște așa. M-am împopoțonat și eu. O să mă schimb după, parțial, ca să fiu mai lejeră. Deocamdată avem vreme bună, dar s-ar putea să plouă mai târziu și s-ar putea toată vacanța asta de Paște să fie comsi-comsa așa cu vremea, dar mă rog. Noi duminică avem program în familie cu mielul și cu chestii specifice, pascale. În rest, nu avem ceva foarte punctual, dar nici vremea s-ar putea să nu ne mai ajute foarte tare. Doar azi și mâine o să fie mai civilizat. După aia plouă, nu? Dar, de fapt, o vedea că se mai schimbă prognoza. Nu e ca și cum știm exact ce o să se întâmple. Dar nu știu exact cum o să manifeste vlogul ăsta și în ce o să conste și în ce zile o să filmăm, dar rămâne să aflăm împreună. Nici nu știu exact când o să intre, de fapt, pentru că sper să am timp să-l pun până miercuri, că eu mă și miercuri am două zile foarte full la serviciu și nici nu o să lucrez de acasă. O să merg la birou și am și o cină și este destul de mult. Dar o să vedem, dacă întârzie, o să fie joi. Voi veți și afla deja. În fine, asta e doar procesul gândurilor mele. Haide să ne plimbăm. Asta a fost cu plimbarea noastră. Hm? Da? Ce vrei să ne spui? Că mi-a plăcut că a fost scurtă. My God. Nu știu de ce se bucură, că îl duc la Primark, așa că... A, nu, că tu intri singur, am uitat să spun. Da, da, ia. Yeah. Tu intri singur, eu mă duc în mall, fac orice altceva, numai la Primark, nu? Gata, nu e nicio problemă. Așa facem. Da, s-ar putea să vină ploaia. E foarte probabil să vină ploaia. Și așa că ne băgăm în mall. Nu știu dacă e cea mai bună idee, că probabil e aglomerat, dar ideea este că n-am terminat chiar sau nu sunt foarte mulțumită cu ce cadouri am cumpărat. Și ar trebui să mai adăugăm ceva la ele. Să mai... Și se dau cadouri de Paște. Da, vine iepurașul. Înțeles. Eu mi-am luat cadou. Ți-ai luat cadou? Da, pentru mine. Ți-ai luat pentru tine, deci da. Nu mai trebuie să-ți iau nimic. Da, adevărul e că nu erai pe listă neapărat. Era mai îngrijorată pentru restul lumii decât pentru tine. Oricum tu nu mi-ai luat nimic. Așa. Ți-am de la Primark. Deci trebuie să-mi iau și eu, da?
Așa. Da, mă rog, nu neapărat pentru noi. Noi nu intrăm în socoteala asta, în primul rând, sau chiar deloc, dar pentru ceilalți trebuie să facem un efort în plus. Un pic mai mult decât am făcut până acum. Am strâns niște lucruri, dar v-am zis, nu sunt complet mulțumită și aș vrea să mai adaug câte ceva acolo, dacă se poate. Dacă găsim ceva care să merite, care să aibă sens. Nu o să iau ceva doar ca să iau ceva. Dar să vedem ce găsim. Și oricum n-am mai fost la Primark din ianuarie sau februarie sau ceva de genul și vreau să văd ce au băgat de primăvară, vară și așa mai departe. Și da, să sperăm că avem loc de parcare și că nu o să ne enervăm foarte tare intrând în parcare, să sperăm că o să avem loc și nu o să ne călcăm pe picioare nici în mall cu restul lumii care este la fel de disperată înainte de sărbători. Și aia e, atât am putut, atât am reușit. Să vedem ce o să iasă. We'll be right back.
Hei, 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 s-a făcut sâmbătă între timp, n-am mai vorbit aseară, că am ajuns destul de târziu și una și alta. Și am zis că să vă arăt ce am luat. Am găsit, probabil că ați văzut și pe filmări, și un magazin de home deco pe care nu l-am mai văzut până acum și care, așa, mi s-a părut foarte interesant, mă rog, poate și pentru că era nou. Și am filmat puțin pe acolo. Bine, nu toate lucrurile erau chiar pe stilul meu neapărat, dar eu cred că ai ce cumpăra în principiu. Am luat și un cadou pentru vărul meu, dar este ambalat așa, așa că nu vi-l mai scot să vi-l arăt, dar este, cred că se vede puțin așa, un fel de tocător de lemn cu partea asta de aici din... ce e asta? Piatra asta tare neagră, cum se numește? Scapă în momentul ăsta. O să vă las pe ecran dacă mă lămuresc între timp. Dar e așa, un fel de platou tocător, ceva de genul, adică se poate folosi și pentru tocat și pentru așa, pus câteva antreuri și servit pentru câțiva prieteni în grup mic, să zicem. Și cred că, mă rog, e și numai bun ca volum și ca greutate, pentru că nu știu exact ce fel de bagaje au și n-aș vrea să le iau ceva foarte voluminos, să le fie greu să se întoarcă cu ele în, pe avion. Așa că am avut destul de mare limitarea la cadouri, dar asta mi s-a părut o opțiune bună. Și am mai luat ceva și pentru noi, un fel de tavă, să zicem, tot din lemn. Opa! Care mi-a plăcut mie foarte mult. Așa. Un platou, tavă, ceva de genul ăsta, tot pentru servire sau pentru pus diverse lucruri. Asta a fost 101 lei și celălalt a fost 69, cred, sau ceva de genul ăsta. Nu aveau prețuri foarte mici, dar la obiecte de genul ăsta, mă rog, cam astea erau. Mai aveau așa și pe alb, cu spatele alb și înăuntru era un ceva, imitație de lemn mai deschisă la culoare, nu știu exact toate materialele din care sunt făcute, dar avea o variantă mai închisă la culoare și o variantă mai deschisă la culoare. Am avut noroc că am găsit și prin mall și un stand, de fapt erau mai multe, cu ouă pictate manual și ouă adevărate pictate manual, așa cum se făceau odată. Și am luat câteva ouă, până la urmă am luat pentru toată lumea pentru că mi-au plăcut prea mult. Le-au și ambalat așa individual pentru că, bineînțeles că sunt foarte fragile. Nu știu dacă se vede foarte bine ce e aici, dar este foarte... Toate sunt foarte frumos lucrate și cu migală. Evident, ca ceva făcut manual. Asta este un altul. Și mai am așa. Am ales destul de greu pentru că aveau foarte multe modele frumoase și ăsta. Trebuie să ne decidem pe care îl păstrăm, că am zis că unul este pentru mama, unul pentru mătușa mea, unul pentru vărul meu și prietena lui și unul îl păstrăm noi, dar trebuie să ne decidem pe care, că n-am definitivat decizia asta. Și am mai luat-o tot pentru vărul meu și prietena lui, o lumânare, dar nu mai știu care-i care acum, că le-a ambalat așa. Parca noastră era mai mică, dar da, mi se par la fel acum. Mai mare, cred că, da, cred că am simțit-o la mână. Bine, am luat-o pe ei, pentru ei, pe cea mai, pe care am considerat eu a fi mai frumoasă, dar o să vă arăt pe a mea, ca să nu mai desfac pachetul lor. Așa. Și, mă rog, vasul diferă puțin. Aroma e aceeași, aroma care acum mă tulbură pe mine cel mai tare, verbina. Asta mi se pare în momentul ăsta. Am găsit și un săpun de mâini pe care îl primisem mai demult de la mama, de la L'Occitane, cu verbină și mi se pare minunat și nu mai trebuie nimic altceva pe lumea asta. Păcat că am terminat crema de la Violeta, crema de mâini cu verbină, dar trebuie să pun o comandă și pentru aceea și să mai iau și alte lucruri de la ei. Vreau să mai încerc și altele. Dacă nu știți despre ce e vorba, uitați-vă la ultimul video de favorite și oricum o să le mai aduc în discuție după ce mai încerc și altele. Eu am brandul românesc Violeta și am descoperit la un târg și am încercat o cremă de mâini care mi s-a părut absolut minunată și miroase minunat. Asta este o lumânare din ceară de soia realizată manual. Bun, cam atâta scrie, dar
Vă spun că miroase a verbină, că simt. Nu scrie nicăieri, dar simt eu. Și pentru ei am luat la fel, dar vasul este puțin mai frumos, zic eu. Nu că ăsta, nu că ar fi ceva în regulă cu ăsta, dar e un pic mai interesant designul acela, zic eu. Bun, și am făcut așa un aranjament și mai punem aici și un nou pe care îl păstrăm. Eu zic că îl păstrăm pe ăsta. Ia să vedem. O să aleg eu? Da. Eu am zis că îl păstrăm pe ăsta, așa. Și facem aici un aranjament de Paște. Nu v-am arătat, dar ne-am și ornat. În spatele meu sunt niște ouă atârnate. Nu știu exact dacă intră în cadru, dar vi le arăt după. Bun, cam asta este cu ce am mai... Am găsit destul de greu alte lucruri pentru cadou. Cred că am ales ok și suficient, că fiind Paștele nu e neapărat ca la Crăciun. Dar... La Primark n-am găsit mare lucru care s-ar putea califica drept cadou, deci a trebuit să căutăm în alte părți. Mi-am mai luat și niște lucruri de îmbrăcat, dar pe astea o să vi le arăt duminică. Mă gândesc că pentru duminică să pregătesc un video, cum v-am zis, cred și în video care urmează să intre mâine, duminica asta, deci îl veți fi văzut deja în momentul ăsta, dacă le luați în ordine, dacă nu, uitați-vă. Pentru duminica asta am pregătit deci un video în care vorbesc despre cum să ne împrospătăm un pic garderoba pentru toamnă și vă spun la un moment dat că o să și pregătesc un fel de haul mixt cu ce mi-am cumpărat eu așa în ultima vreme și cum care sunt articolele cu care am decis eu până la urmă să-mi împrospătesc garderoba pentru primăvara asta. Deci, hainele o să intre în haul-ul de duminică și vă arăt restul ce am luat de la Primark. Da, atât, că în rest am luat din alte părți. Nu am la mare lucru, am fost puțin dezamăgită că n-am găsit chiar și căutam niște lucruri anume pe care nu le-am mai găsit, inclusiv o mască de față care i-a plăcut mamei mele și am încercat să o recumpăr, dar nu mai erau, am luat alte măști, dar nu era fix ce căutam. Adică fix ce căutam n-am găsit, dar asta este. Am mai luat așa niște lumini de genul ăsta. Astea, care se aprind, cred că atunci când apeși pe ele, cu baterie pentru dulapuri, pentru interior de dulapuri, ca să avem lumină și în dulap. Am luat niște dischete de machiante, astea gigantice. Știți că am mai luat de la ei, iar am reușit să nimeresc unul fără șnur, nu știu cum. Poate celelalte aveau, poate n-aveau, dar ăsta este fără șnur. Am mai nimerit odată așa, după aia celelalte aveau, nu știu exact cum sunt ele făcute și gândite. Deși ăsta nu cred că a rămas fără, cred că n-a avut niciodată. Ba da, cred că a avut, că are niște locuri aici, are niște ochiuri, i-a furat cineva șnurul. În fine, am luat din astea mari pentru că inițial nu le găsisem pe cele de dimensiune normală, standard. Dar pe urmă le-am văzut, dar tot am decis că... Parcă le prefer pe astea. 7 lei toată treaba asta, așa că e un preț foarte bun. Aici ăsta este, mă rog, scrie că este 13, a nu, 15, 15 lei are și prețul în RON. Era 13 zloți au în Polonia, nu? Uh-huh. Și știu că e pe aproape, dar la noi e un puțin mai mult. 15 lei scrie și 15 lei. Am mai luat așa o vază pe care... Am zis că ne mai gândim dacă o dăm cadou sau o păstrăm. Cred că e prea mare pentru vorul meu sau care înapoi în Austria, așa că o păstrăm. Mama și mătușa mea nu cred că agrează neapărat genul ăsta de vaze. Este 17 lei. E la fel ca cea care e undeva pe acolo prin spate. Cred că, nu știu dacă se vede bine neapărat. Deci am una mai mare de la H&M Home și asta este varianta mai mică. Știu că au și la H&M Home, dar cred că aici prețul este mai bun. Adică sunt sigură. Și am căutat să fie una fără defecte, pentru că aveau, unele aveau smalt usărit sau erau zgâriate. Asta n-are nicio problemă. Am puricat-o pe toate părțile și este întreagă. Așa că eu zic că e o idee bună. Mai ales că e o vază, nu e ca și cum faci ceva cu ea. Doar o ții acolo și pui florinia. Nu are de ce să se strice neapărat. Am mai luat așa niște... Asta cred că tot pentru vărul meu, la tot la el o să meargă, niște cuburi
care se pot pune la congelator, să înghețe apa din ele, să folosească pe post de cuburi de gheață și sunt, bineînțeles, refolosibile, că sunt dintr-un ceva material tare, plastic probabil, și se pot refolosi. 7 lei pachetul ăsta. Pam, 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 pam. Nu prea mai avem foarte multe. Avem aici o rochie care am zis eu că o să fie de casă. O să vă arăt eventual și în holul vestimentar, dar cred că pot să vă arăt și aici, că nu e cine știe ce. V-am zis că în principiu o iau pentru stat în casă. O rochie așa simplă, bleu marin, cu bretele, lungă, 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 care vine cumva, cade greu în formă de A, pe lângă corp, deci este măsura S și îmi vine destul de lejer și este din liocel, mă rog, nu e neapărat cel mai bun material, dar e totuși un material răcoros, așa că și cade greu, asta îmi place. Pentru stat în casă cred că o să fie ok, nu că n-ar fi suficient de prezentabilă și pentru purtat pe afară, dar cred că în viața mea așa îi găsesc eu mai mult sensul. Și mai am aici niște măști. Atât am luat noi de la Primark? N-am mai luat altceva? Uh-huh. Da, nu știu de ce. Deci sunt tot felul de măști. Brighten and Soot, cu fructul dragonului, aloe vera și licoris, care nu mai știu exact ce este. Așa. Am luat două. Asta e cealaltă, asta e altceva. Hydrate Rating, mască hidratantă cu cactus și complex de acid hialuronic, ceva de genul. Altă mască, Prep and Perfect, priming, hydrating priming, o mască de tip primer, cum ar veni, care se aplică înainte de machiaj. Mai luat niște plasturi pentru ochi, așa, hidratanți, cred, cu acid hialuronic, brightening and deep puffing pentru iluminarea și împrospătarea tenului ochilor obosiți și pentru asta, deep puffing. Deep puffing. Nu știu. Dezumflare, ceva de genul, pentru a ajuta să se desumfle ochii umflați. Greu a fost. Și am mai luat niște săculeți parfumanți, așa, mai cu varianta estivală, cu peisaje din Santorini, care au diferite arome, ambră și nectarină, wild berry sweet jasmine, deci fructe de pădure, fructe sălbatice de pădure, mă rog, și iasomie dulce. Mi-au plăcut toate, sinceră să fiu, și asta este iasomie și eucalipt. Din asta am luat două, deci pe unul îl păstrez, așa, probabil că așa am gândit-o. Și asta o să meargă la cadouri, și pe unul îl păstrez. Asta îl păstrez eu, celelalte merg spre cadou, masca asta care e dublură o păstrez și celelalte trebuie alocate. Cam asta a fost împărțeala. Cam asta este, mă tot uit să fiu sigură că n-am ratat ceva, cred că asta este ce am luat. În afară de partea vestimentară, am luat niște lucruri de la Reserved, și ceva de la Sinsay. Dar urmează duminică, sper să am timp să filmez video ăla, dar oricum, dacă n-am timp, îl filmez chiar sâmbătă sau duminică, așa că o să fie oricum fezabil. Nu vă las fără video duminica viitoare. Deci cam asta este. N-am găsit mare lucru la Primark, sincer. Nu, mă așteptam la mai mult un pic, dar n-a fost să fie de data asta. Dar oricum, cred că am rezolvat cadourile și asta căutam. A fost foarte important că am găsit tarabele alea, standurile cu ouă pictate manual, că astea sunt, zic eu, cele mai frumoase, specifice, potrivite pentru sărbătorile astea, cu o lumânare lângă și alte câteva atenții, cred că sunt ok, suntem ok cu cadourile. Cam astea fiind zise, mergem să ne îmbrăcăm. Astăzi este o zi frumoasă. A început cu un pic de nor, dar văd că mai departe
Avem soare sau o să mai fie soare cu nor, dar nu, măcar nu plouă, asta e important, cel puțin așa se pare deocamdată. Și aseară cred că a început destul de târziu ploaia, deci puteam să ne mai plimbăm o vreme, dar oricum trebuia să rezolvăm partea de cadouri, așa că e ok că am făcut așa cum am făcut până la urmă. Mâine mergem la masa de Paște, așa că mâine probabil când o să filmăm, mai vedem ce mai facem vlogul ăsta, dacă îl terminăm astăzi sau dacă mai continuăm să filmăm și luni, dar o să vă anunț mai în cele ce urmează. Deci, hai de la soare. Hai că uitam să vă arămarele de cor. Cam asta este. Avem 6 ouă, fix 6 ouă decorative pe care le-am pus aici. Le-am maternat pe raft. Asta e vaza de care vă ziceam, de la H&M Home, care e varianta mai mare. Așa. Și ca să vedeți diferența de dimensiune, cam asta este. E și o mică diferență de culoare, dar mă rog, nu mă interesează neapărat treaba asta. Să revenim la decor. E? Așa, da? Anul trecut am uitat să le pun și pe astea. Așa că tot e bine. Cred că v-am mai spus o dată mai de mult, asta vară, parcă, cum noi nu facem poze la Ateneu. Am făcut poze la Ateneu. O dată în viață? O dată de două ori, și atunci am făcut. Și tot de la asta pornisem ca discuție. Bine, am făcut aici pe gard cumva, nu chiar. Mai facem și acum una tot la. Mai facem și acum tot pe gard. Dar erau niște trotinete aici în față. Am făcut aici la coloane în spate, pentru că este atât de liber. Îmi place așa de mult aerul, vibe-ul, tot ce se întâmplă de sărbători, că e așa liber orașul și acum e și vremea asta frumoasă și parcă e așa un aer de vară, deja o atmosferă care dă înspre vară, dar mult mai liniștit și mai liber, ceea ce nu poate decât să-mi placă extrem de mult și e foarte pe sufletul meu. Și da, am parcat pe undeva pe la Eva, cred, mă rog, deci în zona romană, să zicem, și am venit încoace. Și am văzut că este atât de liber aici. Bine, nu este pustiu, dar e liber. E suficient de liber cât să poți să prinzi niște cadre fără oamenii, alți oameni în ele. Ceea ce e aproape imposibil în restul timpului. Așa că, da, am zis, ok, haide să facem un poză și la Ateneu, de ce nu? Și ne mai plimbăm, că așa este tot orașul și îmi place foarte, 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 foarte mult. Ce încearcă Romulus să vă spună este că are încălțări noi. Pam, pam. Și-a luat cadou de iepuraș, o pereche de pume colorate, mai colorate decât e el obișnuit, și un hanorac blămarin cu clasic, da? Blămarin cu galben, foarte frumos. Să le port sănătos.
cam asta au fost plimbările noastre și ce am făcut noi înainte de Paște. Apoi nu am mai filmat, bineînțeles, duminica, așa cum v-am spus deja că nu o să fac. Că nu aveam de gând să filmez duminica pentru că am avut masa de prânz în familie, mă rog, de prânz, masa de Paște în familie, care oricum am ținut toată ziua, că am început pe la 2, am terminat pe la 9 nu, a fost timp pentru familie, nu am filmat deloc. După care ieri oricum a fost o zi super ploioasă, chiar nu aveam ce face decât să mergem undeva acoperit, unde probabil era deja toată lumea, că am văzut după aia la știri cum erau molurile pline și așa mai departe. Romulus a dat o fugă la cumpărături la Băneasa și la Carrefour și n-a putut să intre în parcarea subterană pentru că era plin. Mă rog, putea să mai aștepte puțin și să intre, dar până la urmă a găsit loc la suprafață, dar cam atât de plin era pentru că a fost și o zi ploioasă și după Paște și ce să mai și faci până la urmă. Așa că am stat în casă toată ziua, cu excepția, mă rog, acestui drum pe care l-a făcut el ca să facă o aprovizionare și cam atât. Ne-am revenit, am lenevit toată ziua și nici măcar nu pot să spun că am făcut mare lucru. Ne-am uitat la niște filme, dar ce mai era pe la televizor. A fost așa o zi destul de meh. Așa că astăzi este marți, a trecut deja Paștele, suntem așa cu lucrurile ca și cum n-ar fi fost, dar s-au adunat lucruri la serviciu. Vă spuneam că eu am astăzi și mâine întâlnire, astăzi începem pe la mijlocul zilei, mâine și mă rog, avem și o cină, mâine e toată ziua. Așa că mă grăbesc să filmez bucățica asta care o să fie practic încheierea vlogului și vreau să vă mai spun câteva cuvinte, nu o să fie doar cuvinte de încheiere, pentru că aș vrea să editez pe cât posibil totul înainte să plec de acasă, pentru că nu știu dacă mai am timp. În seara asta sigur n-am când și mâine nu știu sigur dacă am timp, așa că vreau să fie pe cât posibil gata vlogul încărcat acum, înainte să mă apuc de treaba de la serviciu. Țineți în pumnii. Voiam să vă mai spun despre această carte, despre care v-am mai menționat eu câte ceva pe aici, pe acolo și vă rămăsesem datoare cu un verdict final și mai multe detalii. Este Yukio Mishima, Zăpada de primăvară. Vă spuneam eu că am vrut și vreau în continuare să diversific autorii japonezi pe care îi citesc și asta a fost una dintre noile adăugiri în colecția mea, ca să purced în direcția asta. Am citit despre cartea asta și mi s-a părut interesant ce am citit. Nu mai știu dacă scrie neapărat aici. Ba da, scrie și aici. Că face parte dintr-o tetralogie a acestui autor. Bine, cărțile par a fi foarte independente una de cealaltă. Nu știu exact, e singura pe care am citit-o deocamdată din tetralogie. N-am înțeles dacă ar trebui să se citească într-o anumită ordine. Nu pare să se lege de altceva. Nu, adică poți să o citești de sine stătător fără nicio problemă și să nu mai citești nicio alta dintre tetralogia respectivă și să aibă sens. Deci nu e asta o problemă. Că citiți sau nu toate cărțile sau câteva dintre ele, da, și pe altele, nu cred că n-are nicio relevanță, de fapt. Nu se leagă ca și continuitate. Dar poate că dau un sens împreună și o să înțelegem mai multe dacă le citim pe toate. Eu, sincer, după ce am terminat-o pe asta, nu e o carte foarte mare, 330 și ceva de pagini, dar și nici nu e neapărat foarte greu subiectul și, mă rog, e ceva așa mediu, să spunem. Vă zic imediat. Dar v-am spus că la un moment dat că se citește foarte greu pentru că e plină de descrieri, mă rog, plină pe alocuri, că mai sunt așa câteva pagini unde e mai mult acțiune sau, mă rog, practic, mai puține descrieri oricum și te obișnuiești cu binele, așa, te înveți cu binele și dai și te prinde și după aia iar începe cu câte o pagină de asta, două, trei de descrieri. Da, nu știu, pentru mine e prea mult, eu nu agrez descrierile astea, mi se pare exagerate, mi se par nenecesare și mi se pare că îmi strică cheful, pur și simplu, îmi rup ritmul și, în general, o rupere de ritm poate să fie și bună, dar în cazul ăsta nu mi se pare neapărat cea mai bună idee, pentru că în loc să mă ții acolo în acțiune prinsă, încep să mă plictisesc și să casc și să nu mai știu cât mai este din descrierea asta și dacă s-o sar sau să mai am un pic de răbdare.
În fine, cam asta e, bineînțeles, percepția mea, evident că a cui să fie altcuiva. Una peste alta e o carte plină de emoții, de trăiri, o carte care e foarte sensibilă și explorează așa și psihicul omului și sentimente, emoții ale adolescenței și tinereții într-o epocă de mult apusă, din fericire aș adăuga, și într-o cultură care pentru noi este destul de departe, cea japoneză, și care, bineînțeles, fiind vremuri mai vechi, oricum nici acum nu mai este la fel, dar tot are la bază același lucru. E un pic, adică trebuie să o iei cam ca atare, nu poți să înțelegi 100% toate cutumele și tot ce se întâmplă acolo, pentru că nu sunt ale noastre, evident. Dar trebuie luate exact așa cum sunt, ca și cultura unui alt popor. Dar oricum, bineînțeles, cum vă ziceam, mai mult contează factorul timp decât factorul geografie și oricum sunt, e vorba de timpuri apuse și de ce se întâmplă la momentul respectiv. Așa că luate în contextul ăsta, acțiunea cărții este, mă rog, este destul de așa, cu ecouri și expediene, practic, un fel de Romeo și Julieta al timpurilor noastre, nu neapărat la fel, nu neapărat cu același desnuntământ, dar, mă rog, nu vreau să dau spoilere, așa că, oricum, veselă nu este. Și ce mai voiam să vă spun? Se pare că a fost și o ecranizare, nu știu dacă a apărut la noi sau pe o platformă de streaming la care să putem avea acces. Oricum, exact așa se numește și filmul Zăpada de primăvară și a fost ecranizat în regia lui Isao Yuki Sada. Dragoste, suferință, senzualitate, prietenie, moarte și așa mai departe. Poveste de frumusețe atemporale cu ecouri de dramă shakespeariană. Acțiunea se petrece în Japonia a începutului de secol 20. Și nu-mi pare rău că am citit-o. Mi-ar fi foarte greu acum, după toată experiența asta, să mă mai apuc de o altă carte din tetralogie. Adică nu e genul de carte care să te încarce atât de mult și să zici că mai vrei și alte cărți de la același autor. Sigur, evident, este tot percepția mea, dar eu acum simt nevoia de o pauză după ce am citit toate descrierile astea și după ce am tras de cartea asta, nu știu, cred că aproape o lună de zile. Mi-e destul de greu să mă mai apuc de o alta de același autor, mai ales de aceeași tetralogie. Acum aș simți nevoia de ceva scris în alt ritm, cu totul diferit, mult mai rapid, eventual, și mai cu mai puține descrieri, în mod clar. Asta e, nu neapărat un gen anume, dar ceva cu mai puține descrieri și cu mai mult dinamism, poate, în acțiune. Da, și chiar și dacă nu este neapărat acțiunea dinamică, dar să fie ceva, uite, când descria, de exemplu, procesele psihice și emoționale, nu era pentru mine atât de greu de urmărit cum era în momentul în care descria fiecare colțișor din palat, natură și așa mai departe. În fine, cam asta este. Eu acum simt nevoia de altceva și poate la un moment dat o să reiau și o altă carte de același autor, eventual din aceeași tetralogie. Este o carte foarte apreciată, foarte premiată, era considerată una dintre cele mai bune cărți japoneze ale tuturor timpurilor, nu mai știu exact ce am mai găsit aici. Da, într-adevăr, se pare că tetralogia se numește Marea Fertilității și este considerată o adevărată căutare a timpului pierdut niponă. Ecranizarea este din 2005. Nu știu, o să o caut, eventual. Ca film, cred că e mai ușor de urmărit, în mod clar. Cam asta este, evident, aprecierea mea, evaluarea mea, eram datoare cu asta și am trecut la Cei șapte soțele ai lui Evelyn Hugo, care este cu totul altfel scrisă și cred că e ceva exact ce-mi trebuie în momentul ăsta. V-ați văzut că am luat-o din aeroportul din Atena, o să o citesc în limba engleză, pentru că oricum a fost scrisă în limba engleză, deci nu văd problema. Și, bine, e destul de mare, dar oricum se citește mai rapid, pentru că e
ritm, e cu totul altfel scrisă. Astea fiind zise, vă las, vă urez o săptămână frumoasă în continuare, revenire ușoară după sărbătorile de Paște și să ne vedem cu bine duminică. V-am pupat și pe curând!